Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un episod de pe acest canal. Vom face partea a treia din Minecraft, după cum bine vedeți. Un abonat mi-a cerut să mai fac Minecraft, să continui seria aceasta cu Minecraft. Și am gândit să facem partea a treia din Minecraft, cum am făcut și din FIFA, partea a doua. Dragi prieteni, să începem distracția pe Minecraft. După cum v-am spus, nu este Minecraftul original, este o copie perfectă a Minecraftului original. Dăm să vedem dacă vreți volumul mai tare sau să vorbesc în continuu. Dar m-am gândit să, de data asta, să mai las puțin volumul și dificultatea. Reclame. Așa. Așa e bine. Play. Server acesta. După cum vede, după cum știți, am o grămadă de câini. Mă scuzați, dar sunt puțin răgușit. O grămadă de paturi am făcut aici. Poate vă întreba ce e aici. Păi ia, înșelii zombi, ce mai e pe aici? Am 13 câini, de câte știu. Îi văd mai bine de aici. Dar se îngrămădesc. Sunt 13 câini, cum am spus. Am aici 5 paturi. Aș vrea să ies afară, dar îmi pare rău de câini. Mai sunt zombi netrebnici pe aici. Dar, în schimb, o să le dau mâțe. Mâțe ghepard, sunt mai pe scurt, dar lasă. Luăm altceva. Ce fel de ouă? Bine, că nu știu așa de bine la fiecare ce fel de ouă să știu, doar la câini și la pisici. Bă, mă rog, câini și ghepard, că ghepard e sălbatic. Gata, aici. Acesta. Vrăjitor. Am eu trebuie să mă mor. E periculos. O sabie. Cu o reclamă. Vreți, dragi prieteni, să ieșim afară? Si. Nu vreau să iau unul cu mine. Sută picioare. E pentru siguranța voastră, nu vreau să vă pierd. Nu! Mă scuzați, da. Și așa asta. Încă doi mai sută picioare. Fiu, ce bine. Tu mai ești. Gata. Și încă unul. Gata. Te soți? Da, te soți. Eu cum eu. Nu să ies. Nu. Oh.
Nu ieși afară, îmi pare rău, băiete. Ești pentru siguranța voastră. Sabie. Nu pot să vină? E bine. Îmi puteau să vină numai dacă, dar lasă mai bine acasă. Unde sunt siguranța? După cum știți, am făcut un castel cu ea naibii de pe Angel. Am făcut o dita mai curte decât testiți, prieteni. Îmi cer scuze pentru reclamă. E milă de oaie. Unde sunt zombii de ăștia? Ce trebuie chiar omorâți? Ce face un sătean pe aici? S-a pierdut. Da? Până unde îl a adus capul să se ducă. Sunt zombii? Mă. Cred că am uitat să sup. Gata. Bine că nu poate să vină tine cu mine, că e prea periculos pentru ei. Mai ales că nu se pe survivor ca să-i ajut. Să supăm pe aici. Gata, am asupat. Dar să nu intre zombi pe aici. Ei poate să se ascundă pe aici, ca să nu mai ar vine. Și de fapt viața mai ușoară. Mai mult deasupra aici? Ba nu. Ești aici. Aici. Încă o reclamă, dar e această reclamă. Îmi pare că se face noapte. Am supat tot? Acum da. Adesea acasă, dragi prieteni. Ce-mi latră câinii. Aici ce naiba e acolo? Ce fac sătenii mei aici? Încă o peșteră. Eu ar duce undeva această peșteră. Nu.
Cred că e timpul să mă întorc acasă. Eu practic sunt nou pe insulă și am făcut un dita mai castel aici. Chiar se vede foarte, foarte ciudat. Cine ai pe aici? Nu te cred cum intră ăștia aici. Bine că nu ai făcut ceva la câine. E sabie. Vede ce vă fac, urăție. Nu te aveți în casă. Nici cum nu trebuie să-mi fac. Dar vă rezolv aici. Închideți. Lasă-o. Nu lasă că e plin de... Mă bag la culcare, lângă căței. Îmi pare rău cuțul. Te duc și trebuie să ies. Băi, dar nu mai sunt zombie. Da. Da, înțeleg. Foarte bine, oficial. No! Că nu găsesc o grămadă de oi și porți. Poate e foarte mult de casă. Nu am un GPS cu mine, sau am? Am, da. Nu știu să-l folosesc. Nu am acoperit, că eu știu că am acoperit toate peșterile astea. Nu mă interesează, mă duc. Ia uite ce avem noi aici. Doar aici a ce găsim. Hello everyone and welcome back to the crazy Minecraft video where today I'm gonna... Îmi cer scuze, din nou o reclamă, dar de data asta o reclamă cu Minecraft. Opri ca să nu mai... să prescurtăm puțin. Dar acolo cu Minecraft original. Ai o fită aici? Nu? Nu e nimic aici. O să vin pe aia, pe aici. Nu. Nu mai stăte nimeni.
A, în sfârșit, un satan se gândi să mai treacă și pe acasă. Da, e bună. Mă bucur că îți place. Dar chiar nimic. O fi pe aici prin casă. Nu. Casa e cu... Ui, e frumoasă. De chiar nimeni nu mai se gândește să treacă pe aici. Mamă. O căzutură ușoară, puh, aceasta. Dacă era pe Survivor, era mai greu. Chiar niciun zombie, fratele meu. Ar fi zis că nu există și de dificultatea maximă. Ia să intrăm noi în peștera aceasta. Am chis să intru pe, în peștera. Da. Trebuie torțe. Torțe. Aici. Pare că drumul nostru e încolo. Dacă n-ai torduse, mai știi pe unde să te întorci. Cam aceasta a fost peșteră frumoasă. Însă trebuie să mă întorc acasă. Dar... Hopa! Chiar ai nevoie de GPS pe cuvântul meu. Dar pe bune zombie nimic. Doar un sătea ce se plimbă pe aici. Dragi prieteni, să strângem cât mai repede 20 de abonați și noi vom posta între orele 18, între ore 19 și chiar și între orele 20 când sunt mai ocupat. De acum am postat și aseară. Dacă vreți să continuăm această serie, nu uitați să dați like, subscribe, un share să vadă și prietenii voștri. Scrieți în comentarii că, cum i-a scris un abonat, un comentariu că vrea să jucăm Minecraft, să continuăm această serie cu Minecraft. Noi așa facem. Ce găsirea să luăm? Porțiune. Dar chiar nimic, fratele meu. Parcă zici că e dificult, nu e mai nimic dificultate. Da. Ce avem noi aici? E două zăteană. Ce cauți noi aici? Da, poate se sperie că m-am văzut cu sabia asta, crezut că l-atac fel. Cam nimic n-am găsit noi aici. Nimic, 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 nimic. Dar să fie un zombi, un păianjen, un vrăjitor, un schelete pe aici, un de la înalt, cum naiba se numește. Nimic. Numai săteni. Băi, mă bucur că sunt foarte mulți săteni și animale foarte multe. Bine, știu că ești zivă, dar chiar nimic în apă, nimic. Nimic. Hai că mă duc mai încolo, mă risc. Păi, măcar cred că voi găsi și eu ceva de omorât. Nimic. Ce am găsit noi aici? Da. Într-o peșteră, dragi prieteni. Se aude un zombie, e pe aproape. Încă o reclamă cu Minecraft. Dacă...
scrieți în comentarii să mă duc mai adânc în această peșteră. Noi, opa, labă. Sigur s-a amurit aici un șarpe. Știi că nu mă... Adio. Bine. Acum trebuie să ne ridicăm în sus. Nu avem nevoie de sabie, avem nevoie de altceva util. Gata. Să faia o grămadă și nimic. Se pare că e și fix la suprafață în apă. Se pare că aduse puțin apă pe aici. Și cam acesta a fost episodul, dragi prieteni. Nu uitați să dați like, subscribe, un share să vadă și prietenii voștri. Îmi scrieți în comentarii dacă vreți să mai continui această serie. Și dacă mă trece 20 de abonați, vom posta între orele 18-19 și când mai am, și dacă n-am timp pe la 19, până în 20, vom posta. În fiecare zi, de luni până duminică. Eu m-am dus, pa!